Dezbaterea s-a desfășurat în amfiteatrul liceului, iar în fața elevilor au venit președintele Inter Olt Ionuț Ivan și directorul de imagine Andrei Petru. Cei doi le-au prezentat liceenilor noul proiect fotbalistic și au invitat să vină alături de echipa de fotbal pentru a o susține și a o ajuta totodată. Oficialii Inter Olt le-au propus de asemenea liceenilor să-și facă o echipă de basket. Am încercat să dezvoltăm discuția mai mult pe celelalte sporturi care nu sunt reprezentate în Slatina și credem noi că începe să se apropie cât mai mult de realitate ideea creării unei echipe de basket, pentru început cel puțin la juniori, datorită costurilor mai reduse. Copiii au fost destul de entuziasmați, ei la Grecia nu chiar au tradiție la basket, adică știm că au avut rezultate bune, ne-au reprezentat și în afara județului, au participat la concursuri și cred că este un loc în care chiar se poate vorbi despre basket. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că clubul Inter Olt este un club sportiv, adică noi oricând putem deschide secții la alte sporturi. În curând în Slatina va apărea și o revistă a suporterilor, este vorba despre FC Olt Magazine. Săptămâna viitoare va apărea, încă ne mai gândim cum va fi distribuită, cel mai probabil în licee. Fiecare liceu va avea un colț, cel puțin până la acel moment liceele la care am participat la aceste dezbateri, fiecare liceu își va stabili un reprezentant. Ideea că, în primul rând, Cupa Liceelor, care va fi un campionat ce va dura mai multe luni, să simtă elevii, practic, ideea de competiție. O astfel de dezbatere va avea loc în toate liceele slătinene săptămâna viitoare, urmează Colegiul Național Ion Minulescu.